Un tragic accident rutier a avut loc ieri, 22 septembrie, în localitatea Șimleu, Silvaniei. O femeie a fost accidentată grav pe o trecere de pietoni de către un autoturism, iar în urma impactului, aceasta a decedat. Evenimentul a avut loc la intersecția drumului național 1H cu podul Decebal. O femeie de 35 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, a accidentat mortal o altă femeie de 84 de ani. În ciuda eforturilor depuse de medici, femeia a decedat. Cercetările continuă pentru a fi stabilite circumstanțele accidentului.